În aceste vremuri tulburi pe care le trăim, suntem într-un moment cheie și anul 2024 apare în profețiile biblice. Și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre câteva tendințe la care ar trebui să fim atenți și pe care ar trebui să le urmărim. Tendințe ce sunt mai mult decât o predică. Aceste tendințe sunt o chemare la a acorda mai multă atenție profețiilor care se aliniază în fața ochilor noștri și care se întâmplă în lumea din jurul nostru. În fiecare zi vedem semne din Scripturi care revin la viață, iar pe măsură ce anul 2024 se apropie din ce în ce mai mult și mai sunt practic doar câteva zile până când vom intra în el, importanța acestor profeții crește din ce în ce mai mult. Și nu putem ignora tehnologia și nu putem ignora știința. Iar în videoclipul de astăzi vă vom prezenta profețiile biblice din 2024 și tendințele la care trebuie să fim atenți. Bine ați venit, prieteni, pe canalul Adevăruri Secrete, locul în care vă vom prezenta documentare, știri, teorii incredibile, lucruri, evenimente, fapte, ce cu siguranță vă vor pune pe gânduri. Și dacă vreți să fiți informați rapid și direct, nu uitați să apăsați direct pe butonul roșu de subscribe sau abonează-te și pe clopoțelul din dreapta lui. Însă să vedem care sunt aceste tendințe, care sunt aceste profeții pentru anul 2024. Una dintre aceste tendințe despre care nimeni nu vorbește este creșterea unității și a guvernării globale. Ce nu vă spune nimeni este că pe măsură ce lumea devine din ce în ce mai conectată sau interconectată prin comerțul cu tehnologie, putem vedea în jurul nostru cum sunt din ce în ce mai multe încercări de a se forma alianțe globale mai puternice. Tocmai l-am văzut pe Putin că a plecat un pic cu avionul până în Arabia Saudită. Și să nu uităm că Arabia Saudită și Rusia sunt două dintre cele mai mari exportatoare de petrol din lume. Și să fim atenți pentru că aceste mișcări de alianțe globale pot duce la un sistem de guvernare global mult mai unificat. Lucruri care tot ni s-au prezentat, lucruri despre care vă tot vorbim aici pe canalul Adevăruri Secrete. Oameni buni, referințele din Scripturi, cum ar fi de exemplu Apocalipsa 13, 7 și 8, vorbesc despre aceste lucruri. Mai exact, în Apocalipsa se vorbește despre o putere mondială care are autoritate, asupra limbii fiecărui trib de oameni. Și la ceea ce trebuie să fim atenți în continuare este la o tendință în continuarea planului global de îndeplinire a acestei profeții și de asemenea pregătirea scenei mondiale pentru o figură profetică care va avea o importanță semnificativă. Și bineînțeles, aici ne referim la Antichrist. Iar acest val de interconectare și de integrare nu este doar o coincidență, ci este un pas, oameni buni, care urmărește a pune bazele apariției liderului global care urmează să vină, adică Antichristul. Ca martori ce suntem în zilele de astăzi, la alianțele și unirile dintre țări, este foarte important să ne amintim mereu că aceasta nu este doar o situație geopolitică sau un simplu joc între anumite țări, ci trebuie să conștientizăm că este manifestarea profețiilor antice, iar Scripturile au indicat de mult că un om este profețit să vină și să conducă întreaga lume, deținând o influență fără egal și controlând un vast sistem global. Oameni buni, tot ce observați în lume, tot ce observați în jurul vostru este interconectat și niciun eveniment din cele pe care le vedem în jurul nostru nu este singur și nu stă singur în fața noastră. Nimic nu este izolat și nimic nu există în izolare. Și în timp ce urmăriți istoria, desfășurindu-și filele în fața noastră, nu uitați și amintiți-vă mereu că totul este interconectat. Fiecare război, fiecare alianță și fiecare dezacord, toate fac parte din calendarul profetic pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru noi. Iar lumea nu este în haos, deși ai putea fi surprins de evenimentele care se petrec astăzi în jurul nostru. Și ai putea fi surprins de evenimentele curente. Ei bine, Dumnezeu nu este. Toate evenimentele din jurul nostru se mișcă în conformitate cu cronologia profetică a lui Dumnezeu. Nu uitați, oameni buni, că în timp ce pe pământ Iisus ne-a vorbit despre lucrurile care vor urma, iar cartea Apocalipsei a oferit mult mai multe perspective despre aceste lucruri. Așadar, când vă uitați la evenimentele actuale, când vă uitați la știri, când deschideți televizorul și urmăriți telejurnalul, întrebați-vă de fiecare dată cum se leagă toate acestea de profeția biblică, cum se leagă de revenirea Domnului Dumnezeului nostru. Și nu uitați că nimic nu este întâmplător și tot ceea ce se întâmplă face parte din cronologia profetică a lui Dumnezeu. Apocalipsa 13:7: și a fost dat să facă război cu sfinții și pentru a-i dovedi i s-a dat puterea asupra tuturor neamurilor, tuturor limbilor de pe pământ și tuturor națiunilor.
Astfel, oameni buni, conform Apocalipsei 13:7, o figură atât de proeminentă, atât de importantă și puternică ar necesita infrastructuri care transcend granițele și sistemele convenționale pe care le cunoaștem. Și aici este momentul oportun să vorbim despre o altă tendință pe care ar trebui să o urmărim, și anume sistemul global economic și monedele digitale. Și observăm că încet încet până și guvernul României încearcă să limiteze utilizarea banilor cash. Și vă întreb pe voi și lăsați-mi răspunsul în comentarii, oare de ce, prieteni? Și nu trebuie să fim mari specialiști în economie ca să vedem creșterea monedelor digitale, care a fost foarte mare în ultimii câțiva ani și se vorbește tot mai mult și sunt din ce în ce mai multe apeluri pentru stabilirea unei monede unice la nivel mondial, care să facă, vezi doamne, tranzacțiile mai eficiente și care să creeze un sistem economic universal acceptat în toate țările de pe acest pământ. Această paradigmă și această schimbare și trecere de la banii fizici numerari nu se referă, dragi prieteni, doar la eficiență sau doar la problemele de securitate pe care spun ei că le aduc banii cash, ci este mai degrabă o reflectare a mișcării treptate a acestei lumi către unitate în toate sectoarele, asta implicând inclusiv sectorul economic. Oameni buni, o monedă unică digitală ar putea de fapt să deschidă calea pentru acel lider global prezis în Apocalipsă, astfel încât acest lider să aibă o putere și o stăpânire fără precedent până ziua de astăzi asupra comerțului global. Pe măsură ce aceste tendințe continuă să apară și să se dezvolte în anul 2024 și mai încolo de el, este esențial să le priviți nu doar ca pe evenimente geopolitice sau economice izolate, ci mai degrabă ca piese semnificative care se potrivesc în vastul puzzle sau în matrixul profeției ce anunță sfârșitul vremurilor. Observând și fiind atenți la toate aceste modele, credincioșii și nu numai își pot discerne vremurile și de asemenea își pot pregăti inimile și mințile pentru ceea ce urmează să vină. Se mai vorbește de asemenea de o altă tendință în anul 2024, și anume că progresele tehnologice ar fi semnul fiarei. Și dacă ar fi să ne întoarcem în trecut, acum câteva secole, domeniile de astăzi din știință și tehnologie, așa cum le cunoaștem noi, pentru cei din alte timpuri li s-ar părea tehnologie extraterestră. Și pașii care a făcut omenirea până astăzi sunt destul de semnificativi, de la mașinile rudimentare din trecut până la lumea digitală sofisticată la care suntem expuși astăzi. Călătoria tehnologică a întregii omeniri a fost o mărturie a curiozității omului și o urmărire în continuu a necunoscutului. Iar Apocalipsa 13, 16 și 17 ne spune: îi face pe toți, atât mici cât și cei mari, bogați și săraci, liberi și încătușați. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, adică numărul numelui ei. Astfel că Apocalipsa 13, 16 cu 17 ne arată o perspectivă care în trecut era ceva imposibil de imaginat, dar care astăzi, privind în jurul nostru, vedem că a început să se întâmple. Și doar acum câteva zile am văzut că în America oamenii pot intra într-un magazin fără niciun card, fără niciun ban și fără telefon și doar pe baza amprentei de la mână pot cumpăra produse și ieși din magazin. Iar Apocalipsa tocmai v-am arătat, ne vorbește despre o epocă în care indivizii vor purta un semn pe mână sau pe frunte, un semn care va deveni determinantul tuturor tranzacțiilor economice. Un semn fără de care nimeni nu se poate angaja în actele fundamentale pentru a trăi în fiecare zi, de a cumpăra sau de a vinde. Astfel că ceva ce era de neimaginat acum câteva secole, în zilele noastre evoluția tehnologică a creat posibilul și a făcut ca această imagine biblică să fie din ce în ce mai aproape de realitate și din ce în ce mai plauzibilă. Și nimeni nu poate nega și nimeni nu poate trece cu vederea ritmul uluitor în care tehnologia avansează în fiecare zi. Și este preconizat ca în urma evoluției inteligenței artificiale, în aproximativ 18 luni, 70% din joburile pe care le cunoaștem astăzi vor dispărea. Voi ce părere aveți despre toate aceste lucruri? Lăsați-mi comentariul vostru în secțiunea de mesaje despre progresele inteligenței artificiale, despre lipsa banilor cash și despre ce perspective ne rezervă viitorul și mai ales cum se corelează ele cu profețiile biblice în anul 2024. Asta am avut să vă spun pentru astăzi, vă mulțumesc că ați urmărit acest episod până la sfârșit, nu uitați să vizionați și alte videoclipuri, știri, documentare, teorii incredibile pe care le găsiți doar aici pe canalul Adevăruri Secrete. De asemenea, apăsați pe butonul roșu de subscribe și pe clopoțelul din dreapta lui dacă vreți să fiți conectați la adevărata realitate în mod prezent. Vă doresc o seară plină de descoperiri!